Guvernul va finanța bateriile de stocare pentru panourile fotovoltaice. Vrem să o ardem verde la propriu, dar e scump. Și e păcat să se piardă energia aia, mai ales într-un an ca ăsta în care, vorba aia, am avut soare pe cer de ne-am săturat de el. N-au mai fac nimic. N-au dat un par de apă. 40 de grade afară, Italia, Dumnezeul mătii cu Italia mătii. Soluția sunt bateriile de stocare, alți bani, altă distracție. Dar vine și vestea bună. Prin programul Casa Verde, guvernul își propune să financeze bateriile de stocare pentru prosumatori, astfel aceștia putând să utilizeze mai eficient energia produsă de bateriile solare. În niciun caz nu vor fi reduse fondurile. Valoarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice pentru anul 2024 este o valoare record. Pentru prima oară în istoria Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, am alocat suma de 2 miliarde de lei pentru acest program. Așadar, se va majora și finanțarea de la stat de la 20.000 de lei, adică aproximativ 5.000 de euro, la o sumă cuprinsă între 27.000 și 30.000 de lei per beneficiar. Foarte multe persoane mă întreabă, bă, dacă ai bani și dacă totul merge bine, dacă ies bani din panouri, de ce vrei să împarți cu alții? Adică încă 1.000 de euro în plus pentru bateriile despre care vă ziceam. Ministrul Mediului Mircea Fechet va pune la punct și un ghid în sensul ăsta și va trimite toate informațiile necesare. Scopul e atragerea cât mai multor prosumatori pentru a elimina în timp consumul de energie pe clasic și dacă tot se trece la energie solară, atunci să aibă oamenii și când o fi nor pe cer.